din anul 2 de facultate. Ați mers în mai multe stagii de pregătire în Franța în cadrul unui program prin care oamenii mai înstăriți din comunele franceze primeau studenți români ca să aibă grijă de fermele lor cât timp erau plecați în concediu, iar atunci v-ați schițat cumva viitorul. Vă citez. Eu știam limba franceză și am avut și referințe de la unii profesori de acolo pe care i-am cunoscut când am fost în stagii. Aceste lucruri m-au ajutat să obțin o bursă pentru 9 luni de studii. După aceea, am făcut și un stagiu practic remunerat la o cameră de agricultură în Franța. Am continuat masteratul cu o școală doctorală, mi-am făcut stagiul practic la Comisia Europeană. Este cunoscut faptul că sunteți francofil și că aveți relații apropiate cu autoritățile de la Paris, inclusiv cu președintele Franței. Chiar recent, în loc să fiți prezent la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, în contextul acestei crize politice de la București, dumneavoastră ați preferat o întâlnire tet-a-tet cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Aș vrea să-mi spuneți cât de mult vă ajută relațiile la cel mai înalt nivel din Franța în politica de la București și profit de prezența noastră aici la mine la 40 de întrebări să lămurim o chestiune. Urmează întrebarea. Sunteți omul Franței în politica de la București? Nu am fost niciodată și nici nu sunt. Sunt omul României pentru că sunt român, îmi iubesc țara și indiferent cine ce o să spună și ce insinuări o să facă, eu rămân cel care sunt și niciodată nu o să pun înaintea României nici o altă țară de pe această planetă, indiferent cât de interesat sunt de cultura acelei țări sau cât de apropiat sunt de un om politic sau de altul din afara României. Ca să fie lucrurile foarte clare, n-am fost la Paris să mă întâlnesc cu președintele Macron, am fost să conduc ședințele grupului Renew, al cărui președinte sunt. Noi am avut 2 zile și jumătate acolo, un retreat, o retragere pentru 2 zile și jumătate intensive de pregătire a noii sesiuni parlamentare și în acel context m-am întâlnit și cu președintele Franței, cu care mă întâlnesc și cu el și cu premierul Olandei și cu cel al Belgiei și al Luxemburgului și cu ceilalți premier din familia politică Renew, mă întâlnesc foarte frecvent. Nu ne facem poze totdeauna să le pun pe Facebook, dar ne întâlnim frecvent. Deci nu m-am dus la Paris să mă întâlnesc cu președintele Macron ca să nu mă întâlnesc cu președintele Iohannis. M-am dus acolo pentru că de 4 luni, cu 4 luni în urmă, stabilisem acea perioadă de 2 zile și jumătate cu întreg grupul Renew la Paris. Noi facem astfel de întâlnire, un retreat de 2-3 zile în fiecare an în toamnă cu grupul pe care îl conduc. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Presa a scris că după primul an de facultate ați intrat în politică și ați devenit în 1990 membru al Uniunii Vatra Românească, o organizație de extremă dreapta înființată la Târgu Mureș ca reacție la formarea UDMR. În Uniunea Vatra Românească, dumneavoastră ați fi ocupat funcție de președinte al Comisiei de Cenzori, iar la 3 ani de la adeziune ați fi fost chiar avansat vicepreședinte al organizației de tineret Asociația Junimea Vatra Românească. De asemenea, s-a scris că în 1995 ați fost membru al Partidului Unității Națiunii Române, PUNR, o formațiune naționalistă antimaghiară și că ați devenit chiar președintele organizației de tineret. Dumneavoastră, în presă, ați negat întotdeauna apartenența la aceste organizații, dar, în presă, s-a publicat o hotărâre judecătorească dată la Cluj-Napoca în 1990, din care reiese că ați fost membru al Asociației Junimea Vatra Românească. În plus, jurnaliștii au publicat foaia de constituire a Comitetului Coordonator al Organizației de Tineret în care apăreți ca președinte al PUNR Tineret, precum și un ordin de deplasare la București în care figurați cu aceeași titulatură. Din nou un subiect unde îmi doresc să-mi spuneți adevărul. Urmează întrebarea roșie. Ați fost membru în organizații extremiste? Am fost membru în Junimea Vatra Românească, nu în Uniunea Vatra Românească, o organizație culturală care nu a avut nici o acțiune extremistă, într-un fel sau altul. Cât am fost eu membru acolo, în studenție, din 91, parcă până în 93-94. Toate acțiunile pe care le-am organizat atunci în Junimea Vatra Românească au fost acțiuni culturale și de altfel lucrurile astea pot fi și verificate. N-am avut nici o acțiune extremistă și n-am fost nici
membru niciunui partid politic, n-am fost membru nici unui partid politic, eu nu mi-am pus semnătura pe nicio adeziune la niciun partid politic, n-am plătit nicio cotizație în niciun partid înainte de a mă înscrie în partidul în plus, un partid pe care l-am și fondat sau, mă rog, în care m-am scris de la început. Și deci la Cluj am fost membru și n-am negat asta niciodată, în junimea Vatra Românească, pentru că a fost o perioadă atunci, în 90, imediat după Revoluție, când căutam locuri în care să am acces la oameni de cultură, să înțeleg lucruri despre România, foarte multe lucruri care au fost puse deoparte înainte de 89, și a fost, într-adevăr, au fost o tentă naționalistă în vremea aceea și națională, puternic națională în acțiuni culturale organizate atunci. Eu am fost membru până în, cred că, 93-94, cam până am terminat facultatea și apoi am plecat la studii în Franța. N-am participat niciodată la nici o acțiune extremistă, la nicio acțiune agresivă, violentă. De altfel, nu știu, după ce ieșisem deja din țară în stagiile în Franța de prin 91-92 și am început să înțeleg ce e aceea Europa și ce înseamnă diversitate culturală, nu știu, nici personal, ca atitudine, nu se punea problema să merg spre naționalism, n-am fost, da, am fost, crezut în România, am fost atașat de tot ce înseamnă valoare tradițională în România, dar niciodată în mod extrem. Am notat. Mergem mai departe. Ați recunoscut că în anii de studenție de la Cluj ați făcut yoga cu instructori ai organizației MISA, înființată de Gregorian Bivolaru, vă citez. Am urmat câțiva ani cursul de yoga, care a fost pentru mine o modalitate de a învăța diferite exerciții de disciplină personală. Cursurile erau ținute de instructori din MISA. Presa a speculat că ați fost unul dintre discipolii lui Bivolaru, dar dumneavoastră ați negat că l-ați cunoscut. Ulterior și Bivolaru a declarat, îl citez, nu am avut niciodată onoarea să mă întâlnesc cu domnul Dacian Cioloș. Dumnealui a făcut, cu mulți ani în urmă, yoga în cadrul acestei școli, dar asta nu îl incriminează cu nimic. Vreau să știu cât v-a afectat imaginea, asocierea cu Gregorian Bivolaru. Urmează întrebarea. Ați participat vreodată la spiralele MISA? Cred că am fost, da, la o spirală, la mare, odată, pentru că erau tabere organizate. Erau, cred că, la vremea aceea, între, nu știu, 10 și 20 de mii de cursanți în toată țara, pentru că erau cursuri organizate în diferite orașe din țară și unde era un instructor care, mă rog, te înscriai ca la orice curs, se ținea la Casa Studenților din Cluj, și învățam diferite posturi, învățam, eu știu, diferite tehnici de meditație, eram interesat de lucrul acesta, citeam, era exact aceeași perioadă în care am fost și membru în junimea Vatra Românească, aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărți care erau interzise înainte și eram doritor să învăț foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu. În acest context am participat. Toate aberațiile, tot ce am auzit mai apoi și ce s-a întâmplat cu Gregorian Bivolaru, asta a fost mult mai târziu, n-am avut nicio legătură cu asta, am fost unul dintre zecile de mii de cursanți o perioadă de câțiva ani și chiar nu-mi pare rău că am participat, că am învățat lucruri care, la fel, n-au nimic de a face cu creștinismul sau cu anticreștinismul, nu le-am pus niciodată în opoziție, cum am văzut că unii le pun spunând că dacă fac yoga, nu mai pot să fiu creștin. Eu văd că acum, deja de câțiva ani de zile, văd o grămadă de lume, vedete, care vorbesc de yoga, de cursuri de yoga, de posturi. În Occident, lucrurile astea se întâmplă de zeci de ani, de 30-40 de ani. Astăzi mai faceți meditație? Nu prea mai am timp acum să fac. Mai fac relaxări. Mă mai ajută din punctul ăsta de vedere. Să mai așez gândurile, să mă relaxez, să mai adun energia, să devin conștient de ceea ce se întâmplă în jurul meu, mai mult lucruri de genul acesta. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Ne-am relaxat suficient la început.
În 2009, guvernul Emil Boc v-a propus pentru funcția de comisar european pentru agricultură. Iar jurnaliștii au subliniat că aveți susținerea totală a președintelui Traian Băsescu. Presa internațională a scris că erați în acel moment și preferatul președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, pentru această funcție. În plus, Franța, și Franța v-a sprijinit pe deplin candidatura, aveați 41 de ani în 2010, când Parlamentul European v-a ales cu o majoritate covârșitoare comisar pentru agricultură, portofoliul care gestiona vremea aceea cele mai mari fonduri comunitare. Numirea dumneavoastră a fost îndelung criticată de state importante precum Germania și Olanda, care au susținut, și sunt informații așezate în presă, că prin alegerea dumneavoastră, Franța va avea doi comisari europeni, dumneavoastră fiind doar o propunere mascată a României. Până și presa de la Paris a semnalat apropierea noastră de Franța, citesc dintr-un articol, de aceea Cioloș, cel mai tânăr membru al Comisiei Europene, a inaugurat Salonul Internațional de Agricultură de la Paris în locul președintelui francez Nicolas Sarkozy. Gestul le-a dat apă la moară celor care consideră că românul este, de fapt, al doilea comisar european francez. În țară, toată clasa politică și asociațiile profesionale din agricultură au salutat numirea dumneavoastră și au considerat-o o victorie a președintelui Traian Băsescu. Vreau să lămurim subiectul. Urmează întrebarea roșie. Cui datorați mandatul de comisar european? Franței sau lui Traian Băsescu? Aveați 41 de ani în 2010, când Parlamentul European v-a ales cu o majoritate covârșitoare comisar pentru agricultură, portofoliul care gestiona vremea aceea cele mai mari fonduri comunitare. Numirea dumneavoastră a fost îndelung criticată de state importante precum Germania și Olanda, care au susținut, și sunt informații așezate în presă, că prin alegerea dumneavoastră, Franța va avea doi comisari europeni, dumneavoastră fiind doar o propunere mascată a României. Până și presa de la Paris a semnalat apropierea noastră de Franța, citesc dintr-un articol, de aceea Cioloș, cel mai tânăr membru al Comisiei Europene, a inaugurat Salonul Internațional de Agricultură de la Paris în locul președintelui francez Nicolas Sarkozy. Gestul le-a dat apă la moară celor care consideră că românul este, de fapt, al doilea comisar european francez. În țară, toată clasa politică și asociațiile profesionale din agricultură au salutat numirea dumneavoastră și au considerat-o o victorie a președintelui Traian Băsescu. Vreau să lămurim subiectul. Urmează întrebarea roșie. Cui datorați mandatul de comisar european? Franței sau lui Traian Băsescu? Bun, aici o să iau un pic de timp ca să explic niște lucruri pe care le-ați trecut în revistă. 1. Primul care mi-a propus să mă gândesc la a candida pentru poziția de comisar sau să mă propună pentru poziția de comisar a fost premierul Tăriceanu. Eram ministru agriculturii atunci. I-am spus că mă interesează să lucrez la Comisia Europeană, care vreau să particip la un concurs pentru un post de director general adjunct în Comisia Europeană și el mi-a spus, nu, păi acum ești ministru, trebuie să te propunem comisar. Și știu că la câteva săptămâni după ce am avut această discuție, eu nu eram deloc optimist, pentru că fusese ministru doar câteva luni, un an de zile, să fii comisar îți trebuie experiență mai mare. Premierul Tăriceanu a vorbit cu președintele Băsescu prin vara anului 2008. Președintelui a apărut o idee interesantă și de atunci, știu, din toamna lui 2008, președintele a început să facă demersuri informale cu diferiți șefi de stat de guvern și cu Manuel Barroso și chiar i-a pus președintele José Manuel Barroso, n-am fost preferatul lui pentru agricultură, el a decis să-mi dea portofoliul agriculturii, cred că cu două zile înainte de anunțarea portofoliilor pentru comisar. A fost o presiune din partea președintelui Băsescu, care a început să organizeze un lobby de susținere pentru acest mandat. Și într-adevăr,
francezii erau interesați, ei știau că eu studiasem în Franța și era cumva o mândrie și pentru ei că studiasem 2 ani în Franța. A mai fost și susținerea Italiei atunci, știu că și cu Berlusconi, care era premier, discutase președintele Băsescu și spaniolii m-au susținut în general, țările din sud, pentru că aveau o viziune despre politica agricolă comună diferită de cea a țărilor nordice. Olanda, Germania, Marea Britanie, Danemarca, la vremea aceea, vreau tăierea subvențiilor, pe când țările din sudul Europei și estul Europei vreau menținerea subvențiilor. Și eu, venind din Europa de est-sud-est, nordicii se temeau că voi veni cu o politică favorabilă pentru Europa de Est și de Sud-Est, ceea ce s-a și întâmplat. Eu am apărat bugetul politicii agricole comune. Deci, într-adevăr, președintele francez m-a susținut, premierul Italiei, chiar și din Marea Britanie, scoțienii și cei din Țara Galilor au salutat numirea mea atunci, cei din Europa de Est, dar n-am fost al doilea comisar a nimănui, am fost comisarul României și de altfel, fiind comisar pentru agricultură, în acel mandat am crescut subvențiile pentru agricultorii români. Discutăm, însă nu mi-ați răspuns la întrebare. Da. Cui datorați acest v-am mandat spus, de comisar european? V-am spus, cel care mi-a făcut această propunere și a făcut primul demers a fost premierul Tăriceanu și apoi cel care a preluat și timp de un an de zile s-a ocupat de asta a fost Traian Băsescu. Până în ultimul moment, Traian Băsescu a negociat pentru portofoliul agriculturii și o poveste întreagă, vă poate prezenta și Traian Băsescu. Lui îi datorez în mare parte, dar și lui Călin Popescu Tăriceanu pentru că a făcut această propunere. Mulțumesc, am notat. Continuăm.